Muzeul Național al Banatului a rememorat o filă importantă din istoria vizuală a Timișoarei. În piața Sfântul Gheorghe se află Casa Joseph Cosac, un edificiu cu o poveste deosebită. Pe 15 noiembrie 1894, chiar în această clădire electică, Joseph Cosac deschide primul studio foto în stil modern al orașului. Acesta nu a fost doar un loc unde erau surprinse echipuri, ci un laborator al inovației, beneficiind de lumină naturală abundentă, o raritate și un avantaj major în acele timpuri. Un veritabil maestru al obiectivului și-a sculptat talentul în atelierele fotografice ale Europei, de la Seged, Viena și München, înainte de a se stabili în Timișoara. Aici nu doar că și-a pus amprenta în peisajul urban, dar a extins rapid imperiul său vizual, deschizând ateliere în locații cheie din regiune: Herculane, Buziaș sau Arad. Recunoscut pentru măestria sa, în 1896 a fost numit fotograf al curții imperiale, iar portretele sale au surprins nu doar frumusețea efemeră, ci și momente istorice, cum ar fi vizita împăratului Franz Joseph la Buziaș în 1898. Aceasta fotografie a devenit emblematică, reflectând nu doar un moment, ci spiritul unei epoci. Deși a decedat în 1922, moștenirea lui trăiește în continuare. Fotografiile sale sunt răvnite la licitațiile de artă și păstrate în colecțiile marilor muzee, aducând lumii o fereastră spre trecutul nostru cultural și artistic.